viitor, e conform așteptărilor? E greu când particip la o competiție și mai ales la o competiție în care au candidat alături de mine, pentru că eu nu spun că a fost o campanie electorală, așa cum au spus alții, eu spun că a fost o campanie, o campanie sportivă, o campanie frumoasă. Da? Noi am demonstrat că valorile olimpismului, iată, s-au ridicat mai presus de orice. A fost o victorie grea, o victorie frumoasă, pot să-i spun așa, mă bucur, sunt încântat, sunt onorat și ceea ce voi promite și promit este că, exact cum am spus și membrilor Comitetul Olimpic și Sportiv Român, voi fi aproape și îmi place să cobor în teren, să alerg alături de ei. Domnul Pânu a spus că nu este convins în momentul ăsta dacă va continua colaborarea cu Joosele, pentru că nu știu dacă mai are încredere în această instituție. Cum comentează? Nu vreau să comentez, am nevoie de domnul Belu, am nevoie de doamna Lipă să fie în echipa mea, să vină alături de mine. Suntem o mână de oameni în sportul românesc, suntem o lume mică și avem fiecare nevoie unii de ceilalți. Domnul Belu, să nu uităm totuși că este artizanul medaliilor pe care le-am avut de foarte mult timp. Doamna Lipă la fel este președinta unui for național, important, canotajul, iar și ei au fost artizanii multor medalii și eu am nevoie de aceste medalii în continuare. Noi avem, noi ca și români, ca și patriotism. Ce credeți că a făcut diferența la acest vot? Cred că am discutat așa cum am discutat, n-am discutat o campanie electorală, ci am discutat de o campanie pe idei, o campanie referitor la o strategie, o strategie modernă a sportului și cred că aici s-au făcut diferențele. S-a spus că ar fi fost, sau s-a vehiculat mai degrabă, că ar fi fost un vot politic. M-aș vrea să... Tocmai din acest motiv eu am încercat să fac un pas în spate, să nu mai apar pe nicăieri, să nu mai fac poze cu nimeni, să stau liniștit. Am făcut om la om, exact cum se spune în sportul românesc. Am discutat cu fiecare președinte de federație, cu fiecare președinte de club, cu fiecare antrenor și cu oameni care sunt din acest fenomen, din fenomenul olimpic. Așteptai la acest rezultat? Oarecum e o diferență foarte mare de voturi. Nu mă așteptam, să fie o luptă mult mai strânsă, dar încă o dată, strategia mea este o strategie pe minimum 10 ani, pentru că nu am vrut să propun o strategie mult mai mare. Sportul nostru are nevoie de o strategie bine implementată și eu cred că alături de cei doi contracandidați ai mei, care sper să vină în echipa noastră, în echipa olimpică, să putem merge mai departe și să ne bucurăm, cum ne-am bucurat la fiecare olimpiadă, și să fim mândri, să fim patrioți la următoarea olimpiadă de la Rio. Care este prima măsură pe care o veți lua în această funcție? Măsurile sunt foarte multe. Prima măsură deja am luat-o, am stabilit clar următorul comitet executiv, astăzi am avut primul comitet executiv. Știți foarte bine că nu se schimbă foarte mult, s-a schimbat doar președintele, comitetul executiv rămâne același, vicepreședinții rămân în continuare. Este o echipă tânără, plină totuși de experiență, cu oameni cu experiență în jur și eu cred că avem mult de muncă. Deci va rămâne același secretar general? Categoric, avem același secretar general, mai avem același comitet executiv. Mergem în continuare cu aceeași echipă. Este cea mai frumoasă zi din viața noastră? Cu siguranță este una din frumoasele zile, cea mai frumoasă zi a mea din viață, pot să spun că a fost atunci când mi s-a născut prima fetiță, a doua și a treia, iar asta este una la fel din zilele frumoase. M-am gândit că astăzi a fost exact ca o competiție și important e nu neapărat să participe, important, și dacă și învingi e și mai frumos. Acum aveți toate voturile în mână, nu vă e teamă de această funcție, totuși e cea mai supremă. Comitetul Olimpic și Sportiv Român nu are toate sporturile în mână, ci le are la aceeași masă. Comitetul Olimpic și Sportiv Român vrea ca sportul românesc să meargă mai departe și să obținem acele victorii pe care le-am obținut la Sydney și la Atena. Cui veți lăsa Federația Română de Rugby? Nu e o întrebare foarte grea. La Federația Română de Rugby este o echipă bine pusă la punct, care știe clar ce are de făcut. Avem o strategie de care ne ținem de ea de 5 ani de zile și cred că în continuare cel care va prelua funcția de președinte va duce în continuare strategia pe care noi am pornit-o. La ultimul meci al noastră cu Noua Zeelandă, v-ați gândit vreo clipă că în câțiva ani o să deveniți președintele Comitetului Olimpic? Niciodată n-am avut gânduri atât de îndepărtate, dar important e să vrei, să mergi mai departe, să-ți pui ștachete sus, pentru că discutăm de olimpism, discutăm de performanță și în general oricine, oricând trebuie să spere. Cum îl veți convinge pe domnul Belu să continue? Nu trebuie să-l conving. El trebuie să continue. Este artizanul tuturor medaliilor pe care le-am avut. Cele mai multor medalii trebuie să meargă în continuare. Chiar a spus că se pare că acest lucru nu a mai contat și nu vrea să mai audă, vrea
Discutăm de cel mai mare antrenor al gimnasticii mondiale, nu discutăm de contracandidatul meu. Ați spus că aveți un program olimpic pe 10 ani. Asta înseamnă că veți candida și la următoarele alegeri? Ceea ce am spus și jos în ședința pe care am avut-o, în adunarea generală, sunt etape. Prima etapă este Rio. Trebuie să ne gândim foarte serios la etapa care va urma. Și mai departe, trebuie clar să ne axăm pe o strategie lungă. Domnul Belu spunea că nu o să scăpăm bazma curată la Rio. Domnul Belu, din câte mi-aduc aminte, acum câteva zile spunea și era foarte încrezător de medaliile pe care vor urma la Rio. Sper în continuare... Referea la gimnastică. Și la gimnastică. Sper în continuare să ia la fel de multe medalii cum am luat până acum. Dar câte medalii se pot lua la Rio? În programul dumneavoastră aveți și un program dedicat studenților, tinerilor... Categoric, sportul? Sportul universitar pentru mine este un sport foarte important. Și un pas foarte important pentru că să nu uităm totuși că am jucat și la o echipă universitară. Câte medalii vedeți la Rio? Va trebui clar discutat cu președinții de federații, pentru că ei sunt cei mai importanți. Pioni, federația în general, antrenorii, educatorii, oamenii care fac sport acolo jos în teren. Mulți se întreabă dacă primul care v-a felicitat a fost domnul Ponta. Nu m-a felicitat domnul Ponta, nu am telefonul de dimineață de când am intrat în comitetul executiv. Cu siguranță sper să mă felicite toată lumea, pentru că numai toți, lucrând într-o echipă, putem mai departe să ducem standardul României pe culmile acolo unde a fost de fiecare dată. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.